Ionel Manțung a sesizat în ultimii ani o creștere a personalului TESA din minerit și energie cu aproximativ 7%. Dacă în 2005, când a devenit secretar de stat, personalul TESA reprezenta 7%, acum reprezintă 14%. În 2005, când eu am plecat secretar de stat, personalul TESA reprezenta în total personal la CNL Oltenia 7%. Acum, la Turceni, de exemplu, în zona minieră și nu numai, reprezintă 14%. Din acest motiv, primele restructurări vor fi la TESA. Este clar că nu o să putem să facem restructurare fără să afectăm, în primul rând, TESA și funcțiile de conducere. Și eu vă asigur că la SNL-ul cel puțin și cred că și în partea cealaltă, o să vedeți în perioada următoare tăieri drastice de posturi la TESA.